jumătatea de sud a țării, acolo unde precipitațiile se vor extinde treptat și se vor acumula cantități ce pot depăși local 20-30 de litri pe metru pătrat. Va ninge pe arii mai extinse și însemna cantitativ, în special în noaptea de duminică spre luni și pe parcursul zilei de luni, când se va depune strat de zăpadă, local chiar consistent. Pe inter vor fi și intervale cu precipitații sub formă de ploaie și lapoviță și care vor favoriza formarea poleiului. Din dimineața zilei de luni, vântul se va putea intensifica treptat, vorbim de rafale între 40-50 de km pe oră, iar la munte, la altitudini de peste 1700 de metri, 60-70 de km pe oră, acolo unde va fi viscol. Trebuie să luăm în considerare că probabilitatea de apariție a intervalelor cu precipitații va fi ridicată pe parcursul săptămânii viitoare, iar din a doua parte a acestea, vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru perioada din calendar. De altfel, actualizarea estimărilor meteorologice pentru intervalul 11 ianuarie 8 februarie menționează faptul că pentru următoarele două săptămâni, mai ales în intervalul 11-18 ianuarie și respectiv 18-25 ianuarie, semnalul pentru valori de temperaturi mai coborâte decât perioada respectivă este unul accentuat în aproape toată țara, acolo unde discutăm de abateri negative, mai ales în partea de vest, centru-nord a țării. Doar în extremitatea de sud și sud-est a teritoriului discutăm de abatere apropiate de normele climatologice perioadei din calendar. Doamna Matescu, ne așteptăm așadar să ningă și în capitală. De când vom avea astra de zăpadă și cât de consistent va fi acesta? Ne așteptăm să intre și în capital. Centrul Național de Prognoză Meteorologică a emis o prognoză specializată pentru intervalul 9-13 ianuarie și pentru zona capitalei. Dacă astăzi discutăm de o vreme în general închisă, cu precipitații slabe, mai ales sub formă de ninsoare, bine, mâine discutăm de precipitații predominant sub formă de ninsori, însă moderate cantitativ, și care să determine strat de zăpadă neuniform cu grosim între 8 până la 15 cm. Apoi, săptămâna va debuta de asemenea cu înnorări care temporar vor aduce precipitații. Pe parcursul zilei de luni va ninge, apoi ninsorile se vor transforma treptat în lapoviță și ploaie și se va depune polei. Așadar, fenomene specifice perioadei în care ne aflăm. Ne așteptăm la o răcire accentuată. Ați spus cât de mult vor scădea minimele? Vor scădea minimele până la valori sub minus 10, minus 12, posibil chiar minus 14 grade Celsius, mai ales în depresiunile din estul Transilvaniei. Iar în regiunile extracarpatice, inclusiv în capitală, de la mijlocul săptămânii viitoare, mai ales discutăm de valori ale temperaturilor minime sub minus 7, minus 8 grade Celsius. Așadar, un episod de vreme mai rece care va persista, cel puțin așa cum arată informațiile la acest moment, până spre finele celei de-a doua decade a lunii ianuarie, care de altfel este cea mai rece luna iernii și anului în țara noastră. Deci luna Gerar a început să își intre în drepturi, așa cum o știam în mod tradițional. Ați pomenit și despre pericolul depunerilor de polei. Unde se va întâmpla acest lucru? Acest lucru se va întâmpla mai ales la începutul săptămânii viitoare, când începând de luni, mai ales în zonele din jumătatea sudică a țării, precipitațiile predominant sub formă de ploaie vor favoriza și cele sub formă de lapoviță vor favoriza producerea de polei. Așadar, mare atenție pentru cei care ne vom afla în trafic. Trebuie să luăm în considerare că este un episod care aduce și în zonele mai joase de relief, iată zăpada mult așteptată, nu numai în zonele montane, acolo unde la Bâlea Lac înregistrăm cea mai mare grosime a stratului de zăpadă în prezent, peste un metru și jumătate. De altfel, prima săptămână a lunii ianuarie a fost una deosebit de caldă. Fiecare zi, la nivelul temperaturilor minime și maxime, am înregistrat fie recorduri ale valorilor minime și maxime zilnice, ca fiind cele mai ridicate valori de temperaturi de până la această dată pentru zilele respective
respective, inclusiv în dimineața zilei de 7 ianuarie la 33 de stații meteorologice. Chiar au fost depășite anumite recorduri lunare la anumite stații din zona de sud-est a țării. Pe 7 ianuarie am înregistrat 16 grade Celsius în partea de sud-est. Avem o abatere termică pozitivă în prezent de 6,1 grade Celsius pentru prima săptămână a unei luni ianuarie în țara noastră și acest episod, care va dura cel puțin, așa cum arată informațiile, până spre finele celei de-a doua decade din luna ianuarie, va mai reduce din această abatere, însă trebuie să luăm în considerare și ultima săptămână din ianuarie, care păstrează un semnal al unor valori de temperaturi apropiate de normele climatologice și precipitații normale. Deja discutăm pentru anumite regiuni din țară de cantități excedentare, luăm special Oltenia, acolo unde am avut în prima săptămână o cantitate medie de 44,2 litri pe metru pătrat, față de o normă climatologică a unei luni ianuarie de 37,9 litri pe metru pătrat în această zonă pentru luna ianuarie. Se anunță așadar precipitații și răcirea accentuată a vremii și alte țări europene ceva mai îndepărtate înregistrează recorduri de temperaturi negative. Spania a înregistrat minime incredibile, minus 36 de grade Celsius. Care este explicația? Este o masă de aer mult mai rece care avansează și acest semnal, mai ales prin încălzirea stratosferică care este asociată cu fenomenul de vortex polar, atunci când slăbește în intensitate, permite unde de aer mai reci și la latitudini mai joase, inclusiv la nivelul Europei, ceea ce înseamnă și zona țării noastre. Este vortex polar, o masă de aer rece de presiune scăzută, care se învârte deasupra polului, în jurul polului nord, fenomen care împinge aerul polar și produce răcire ale vremii în Europa și iată că și în zona țării noastre această răcire va fi de interes cel puțin pentru următoarea perioadă, așa cum am spus, 10 zile, conform informațiilor pe care le avem la acest moment. Vă mulțumesc foarte mult, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a fost. Mergem mai departe. Noua tulpină de coronavirus a apărut în Marea Britanie, a ajuns și în România. Virusul cu mutații a fost confirmat la o pacientă de 27 de ani din județul Giurgiu, care spune însă că nu a călătorit în Regatul Unit. Medicii cred că acest lucru înseamnă că sunt deja mai multe cazuri care nu au fost depistate. Cu alte cuvinte, care exista deja o răspândire comunitară cu virusul mutant și în România. Comentăm în continuare, subiectul este alături de noi prin telefon, profesorul Alexandru Rafila, căruia îi mulțumesc foarte mult. Bună ziua, domnule profesor! Bună ziua! E oficial, noua tulpină de coronavirus circulă la noi în țară la nivel comunitar. Persoana diagnosticată recent a spus că nu venise din Marea Britanie. Cum ne afectează concret faptul că noua variantă a coronavirusului este între 40 și 70% mai contagioasă? Ar trebui să devenim mai alerți în măsurile pe care deja le respectăm fiecare? Haideți să lămurim lucrurile, să afirmăm că e vorba de transmitere comunitară. A noi tulpin, faptul că doamna respectivă nu a fost plecată, mă rog, aș vrea să vă rog frumos să țineți telefonul mai bine, nu avem o legătură telefonică foarte bună. Da, deci e foarte greu să afirmăm că este vorba de o transmitere comunitară. Cred, părerea mea este că sunt cazuri sporadice în momentul de față. Cu siguranță în România circula această tulpină, dar abia acum a fost identificată, pentru că în mai mult de 40 de țări a fost deja identificată în perioada anterioară. Transmisibilitatea crescută este evidentă și lucrul ăsta se vede cel mai bine în Marea Britanie, unde sunt deja câteva mii de cazuri. În ceea ce privește măsurile luate, măsurile generale pentru populație nu sunt diferite niciun fel. Ceea ce ar trebui făcut în această perioadă, să reconsiderăm puțin modul în care se face testarea și dacă sunt zone, localități sau pur și simplu mici comunități unde apar un număr mare de cazuri, nefirez de mare de cazuri, să se facă o investigație și să se urmărească dacă este vorba de tulpina clasică, să spunem, sau despre tulpina mutantă care provine din Marea Britanie. Cam așa se face. Supravegherea este esențială în această perioadă încât să poți să
identifici zonele în care această tulpină este prezentă și se transmite intens. Domnule profesor, atunci când spuneți că ar trebui să reconsiderăm modul în care se face testarea, la ce anume vă referiți? Întrebarea mea ar fi fost, se poate secvenția oriunde virusul pentru a vorbi? Nu, dar nu are rost lucrul ăsta, deci asta nu trebuie să constituie un motiv acum să dezvoltăm centre de secvențiere în toate colțurile țării, nu se întâmplă nicăieri așa. Pur și simplu se face o monitorizare a modului de, în care se transmite boala și acolo unde se observă pe hartă că sunt zone de transmitere mai intensă, se iau probe, mă rog, nu de la toată lumea, dar se face un soi de screening și acele probe sunt testate pentru noua tulpină în zone, în centrele în care se face secvențierea. Adică secvențierea nu este recomandată pe scară largă, nu este o metodă de diagnostic, este o metodă de stabilire a unor parametri epidemiologici într-un anumit context, dar, sau de cercetare, dar nu putem să discutăm despre nevoia de a face secvențiere de acum încolo la toată lumea. Nu se întâmplă nicăieri așa ceva. Apropo de testare, domnule profesor, testele rapide au devenit deja un fenomen în țara noastră. Chiar au fost recunoscute oficial pentru diagnosticarea COVID-19. Pot testele rapide să detecteze noua tulpină? Ele detectează și noua tulpină, dar nu fac niciun fel de diferență între noua tulpină și tulpina clasică. N-are niciun fel de putere discriminatorie testul antigenic. Iar apropo de extinderea testării pe bază rapide, pe bază de antigen, în momentul de față, cea care este luată în considerare este de la unitățile și compartimentele de primiri urgente. Poate că ar fi o idee bună de extindere a testării pe bază de antigen și în alte, în alte unități medicale, inclusiv la medicii de familie, dar în mod evident, recoltarea produsului patologic și procedura de testare trebuie realizată de un personal calificat. Deci dacă facem noi acasă, ca să spun așa, nu avem o certitudine că testul este bine realizat. Privim cu îngrijorare ceea ce se întâmplă în Marea Britanie. Până și acolo sistemul de sănătate e copleșit în contextul în care un londonez din 30 are COVID-19. În contextul noii tulpini, vă așteptați la o creștere a numărului de cazuri și la noi? Este posibil ca acest lucru să se întâmple. Depinde cât de rapid se răspândește această tulpină în comunitate și o înlocuiește, dacă vreți, pe cea veche. Și cred că este și în România și în alte țări, în momentul de față, este un soi de cursă între vaccinare, acoperirea vaccinală și răspândirea noii tulpini de coronavirus. Practic, cu cât reușesc să vaccinez mai multe persoane, cu atât transmiterea va fi mai mică, inclusiv riscul de mutații va scădea. Da, ne dorim să revenim la o viață normală și avem această armă despre care vorbiți, vaccinul, doar că procesul de imunizare până la 70% din populație va dura ceva timp în care virusul se va lupta și el să supraviețuiască. Ne putem aștepta, că ați pomenit despre mutații, la noi mutații care ne-ar putea scoate de sub protecția vaccinului? Mutațiile se petrec permanent la acest virus. Până acum au fost mutații minore, așa se numesc. De data aceasta este o mutație care implică mai multe zone din genomul viral. În mod evident, cu cât circulă mai mult virusul, de aceasta vă spuneam, cu cât îl lași, dacă vrei, să circule mai intens, să se transmită mai mult, prin multiplicare apar mutații. Ori asta este, de fapt, filozofia acestei campanii de vaccinare. Această campanie de vaccinare ca scop limitarea transmiterii, pentru că nu se poate să elimine transmiterea, în mod evident. Deci virusul nu va fi eliminat, trebuie să fie clar pentru toată lumea. Dar important este ca transmiterea să fie foarte mult redusă, să nu mai fie comunitară, să fie sporadică, știu eu, în mici focare care pot să apară, aici colo. Dar lucrul ăsta trebuie, în mod evident, să se coreleze și cu o foarte bună campanie de informare a publicului referitoare la vaccin. Da. Deci nu numai la importanța vaccinării, ci și multe informații legate de vaccin. E, din acest punct de vedere al campaniei de comunicare, în mod tradițional e recunoscută lipsa deschiderii populației, din păcate, la noi în această direcție. Ce ar trebui să știe, domnule profesor, cei care ne urmăresc și se tem de vaccin?
Toată lumea trebuie să știe exact care este realitatea, nimic altceva, să înțeleagă ce este acest vaccin, cum funcționează, faptul că nu afectează genomul, celulele umane pe termen lung, pentru că nu are cum prin mecanismul pe care a fost pus atunci când, la punct atunci când el a fost fabricat, să cunoască care sunt reacțiile adverse, când pot apărea el. Trebuie să știe toată lumea când se poate vaccina și când nu se poate vaccina. Vaccinul, să știți că are puține contraindicații absolute, pot să fie contraindicații temporare, o anumită boală, urmezi un anumit tratament, de exemplu, după care, după vindecarea bolii sau după încheierea tratamentului, poți să faci vaccinul. Deci asta vă spun, lucrurile astea trebuie foarte bine difuzate, încât toată lumea să aibă acces la informațiile pe care dorește să le afle despre vaccin. Da, vă mulțumesc foarte mult. Profesorul Alexandru Rafila a fost. Mergem mai departe. Despre pacienții de coronavirus se vorbește zilnic. Cazuri numărate, spitale dedicate, vaccinuri și toată atenția societății. Dar restul bolilor nu au dispărut în vremea pandemiei. De frica noului coronavirus, accesul pacienților români la servicii medicale și medicamente a înregistrat scăderi dramatice, între 30% și 80%, spun producătorii români de medicamente. Pacienții acuți sau cronici, bolnavi de cancer, s-au temut să mai meargă la spital, ceea ce a dus la agravarea problemelor existente de sănătate, iar efectele se vor vedea în următorii 4-5 ani, estimează medicii. Despre viața bolnavilor non-COVID în pandemie vorbim în ceea ce urmează și aș vrea să vă prezint invitații mei. Dragoș Damian este în direct cu noi, director executiv al Patronatului Producătorilor de Medicamente. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Și de asemenea, într-o legătură Skype, va fi domnul Cezar Irimia, președintele Asociației Bolnavilor de Cancer. Domnule Irimia, vă mulțumesc de asemenea. Bună ziua! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Domnule Damian, să încep cu dumneavoastră. Datele unui studiu arată scăderea consumului de medicamente la nivelul spitalelor din România. Ce concluzii tragem de aici, dacă ar fi să facem o comparație cu anii precedenți? Concluzia este că a fost un an îngrozitor pentru pacienții care nu sunt COVID. Se discută, cum ați spus și noi, doar despre pacienții care au COVID. Pe bună dreptate, evident, este o situație gravă și aici, însă pacienții care nu au COVID sau, în fine, pacienții care se adresează spitalelor pentru bolile lor obișnuite, cronice sau pentru boli acute, au avut un an îngrozitor pentru că spitalele fiind închise, teama de acces în spitale a fost foarte mare din cauza pandemiei și atunci, practic, ei nu au mai avut acces la tratamente. Și această lipsă de acces la tratamente se traduce foarte simplu printr-un calcul al consumului de medicamente. Și am să vă spun că consumul pe primele 10 luni ale anului 2020, în care noi am făcut această analiză, este mai mic decât cel al consumului din anul 2016. Și asta vă rog să mă credeți nu pentru că românii sunt mai sănătoși, ci pentru că a avut loc acest blocaj la servicii medicale și, evident, serviciile medicale rezultă într-un tratament la medicamente. Noi aici nu vorbim despre vânzările companiilor farmaceutice, ci pur și simplu despre starea de sănătate a pacienților și am să vă dau câteva exemple, pentru că sunt o serie de cazuri care sunt absolut stupefiante, de pildă în cazul medicamentelor utilizate în intervențiile chirurgicale, de exemplu metamizolul, hidrocortizonul, antibioticele injectabile, dar și medicamentele gen cloră de sodiu, soluții perfuzabile, au scăzut cu 50-60% consumul. Asta arătând că în cutii, nu în valoare, în cutii, în număr de medicamente, ceea ce arată evident că cu atât la sută mai puțin pacienți au avut acces la serviciile medicale. Același lucru se întâmplă și în cazul medicamentelor oncologice. Atenție, pacienți care nu se pot opri din tratamente. De fapt, sunt pacienți cronici. Doxorubicina, consumul de doxorubicina, de exemplu, un medicament oncologic extrem de, nu știu dacă termenul e corect, popular, desutilizat, a scăzut cu aproape 50%, gemcitabina cu 40%, etopozidul cu 35%, cisplatina cu 30%. În cutii de medicamente. Ați pomenit despre pacienții oncologici, aș vrea să ajung la domnul Cezar Irimia. Bolnavii de cancer sunt poate, domnule Irimia, cei mai afectați, diagnosticul întârzie, la fel tratamentul, intervențiile chirurgicale.
Cum a fost anul 2020, dacă ar fi să facem un bilanț pentru pacienții oncologici? Groaznic. Totul este cuantificat în vieți pierdute, pacienți care ar fi putut trăi dacă ar fi avut acces la tratamente. Să știți că pacientul cu cancer merge la spital pentru că el știe că este în pericol, dacă nu își face tratamentul, va muri de cancer. Nu este frică de COVID, așa cum se vehiculează, că pacienții nu au mers la spitale. Nu este adevărat. Ce facem cu medicamentele din retail, din circuitul deschis de medicamente, în circuitul de farmacii, unde pacienții cu cancer nu-și găsesc tratamentele de întreținere, pacienții cu diabet, pacienții cu hemofilie, talasemie și vă pot da aproape toate bolile cronice care nu mai au acces la tratamente, deoarece nu găsim tratamentele prin farmaciile cu circuit deschis. Cât privește spitalele și accesul nostru la tratamente, este destul de anevoios și mai ales la investigații. În primele 6 luni ale acestui anului 2020 a scăzut diagnosticarea în oncologie cu 15-20%, iar așa cum a spus și domnul Damian, tratamentele au scăzut între 30 și 80%. Un semn mare de întrebare. Noi nu contestăm măsurile luate pentru a combate această pandemie, care este foarte importantă, dar mai avem și alte boli, nu doar SARS-CoV-2. Deci trebuie ținut cont și trebuie monitorizat și apanajul Ministerului Sănătății este de a asigura continuitatea tratamentelor în piață. Astfel ajungem la acțiuni penale în instanță, acțiuni procesuale. Domnule Irimia, ați vorbit despre faptul că diagnosticarea în oncologie a scăzut cu 20% anul trecut. A existat o reticență și din partea pacienților de a se prezenta la spital de frica noului coronavirus? Nici de cum. Aceștia sunt conștienți că dacă nu merg să-și facă tratamentul, mor de cancer. Așa că ei merg să-și facă tratamentul atunci când au ușa deschisă la spitalul respectiv, cu efectuarea acelor teste PCR, și deci nu putem arăta cu degetul către pacienți că nu doresc să meargă în spitale pentru a-și efectua tratamentele. Adică ei nu pot pune în balanță oare să mor de cancer sau de COVID. Întrerupe tratamentul, moare de cancer, iese, moare de COVID. Dar dacă nu se infectează cu COVID, este o viață salvată, pentru că a mers să-și facă tratamentul la timp. Da. Cum vedeți continuarea acestei situații și reflectarea până la urmă a pandemiei, care încă nu s-a încheiat, în starea de sănătate a românilor în următorii ani, domnule Damian? Sunt două sau trei consecințe foarte grave, în opinia mea. În primul rând, pacienții cronici care nu au avut accesul necesar la medicamente, la tratamente și diagnostic și tratamentul anul acesta vor avea boli care se agravează. Pacienții care au ezitat să meargă în spitale și și-au mai amânat o serie de intervenții chirurgicale, de exemplu, de asemenea vor fi într-o stare mai gravă. O altă consecință indirectă pe care noi deja o calculăm și noi o avem în vedere este faptul că consumul scăzut de medicamente din acest an va duce la o producție mai scăzută în anii următori, pentru că noi ne facem o planificare a producției în funcție de medicamentele care s-au consumat în 2020, ceea ce înseamnă că automat s-ar putea să punem pe piață cantități mai mici de medicamente. Deci, în continuare, pacienții care nu au COVID, sperăm că vaccinarea populației va fi de succes, dar următoarele 6 luni, poate chiar 9 luni, pacienții cronici vor continua să aibă aceleași probleme și domnul Irimia spunea de ambulator. Să știți că în ambulator oamenii s-au organizat mai bine, mai mergeau rețete pe e-mail, farmaciștii mai pregăteau medicamentele, reușeau să se aprovizionească, însă în special în spitale noi nu am mai întâlnit o astfel de situație. Să avem cazuri în care lidocaina, de exemplu, care este un anestezic absolut esențial în intervențiile chirurgicale, sau clorat de sodiu, acel celebru flacon de ser fiziologic, să scadă cu 40-50%. Astfel de situații sunt de neînțeles. Și care e explicația, domnule Damian? Amânarea intervențiilor chirurgicale în marea majoritate. Din inițiativa cui?
sau pacienții nu se prezintă de frica COVID-ului, sau medicii le spun noi suntem spital COVID, nu vă mai putem trata și atunci va trebui să amânăm sau să mergeți în altă parte. O altă consecință care e bună de data asta este că mulți pacienți au început să se adreseze către clinicile și policlinicile și spitale private care s-au organizat mai bine, însă acolo costurile intervențiilor evident sunt mult mai mari. Ceea ce este pentru noi de asemenea revoltător este faptul că autoritățile nu au aceste date. Sigur, Casa Națională de Asigurări de Sănătate decontează mai puțin, vede, ele văd ca și pe economie, adică uite, avem economii de conținut mai puțin, dar autoritățile nu au aceste analize specifice pe care noi le avem și nu realizează că acești pacienți devin mai bolnavi și pot să ajungă să necesite pe costuri mai mari, intervenții mai grele și, bineînțeles, speranța lor de viață, calitatea vieții se diminuează în mod proporțional. Da. Cum vedeți, domnule Irimia, o îmbunătățire a situației în sfera delimitării celor două situații, a bolnavilor COVID și a celor non-COVID, care au la fel de multă nevoie de asistență medicală? Din start s-a plecat cu o strategie proastă, adică etichetarea spitalelor COVID și non-COVID a dus la o discriminare clară a pacienților cronici de cei infectați cu COVID. Deci în nicio țară decât în Ucraina am înțeles că mai există asemenea clasificare. Toată Uniunea Europeană, țări responsabile și-au tratat pacienții cu COVID sau non-COVID, i-a tratat fiind pacienții lor. Asta am cerut de nenumărate ori ministerului, spunând că este o strategie greșită, iar în ceea ce privește, și vreau să trag un semnal de alarmă, în momentul de față 150.000 de femei cu cancer mamar din România nu-și găsesc tratamentul de întreținere. Oare unde a dispărut tamoxifenul și de ce a dispărut? Riscul pentru aceste femei este de recidivă, care va costa statul român mai mulți bani dacă recidivează și riscul de deces este mult mai mare, deoarece recidiva vine cu un grad superior de încadrare a cancerului respectiv. Deci vă pot da nenumărate exemple de lipsă de medicamente din farmacii. Deci deocamdată spun doar acest medicament, iar de urgență ministerul ar trebui să ia măsuri în ceea ce privește aprovizionarea constantă a farmaciilor cu medicamente pentru pacienții cronici și schimbarea strategiei, adică toate spitalele ar trebui să trateze pacienții lor. Cu COVID sau fără COVID ar trebui să se implice să trateze pacienții. Trebuie să neapărat strategii noi pentru ca accesul la asistență medicală și tratamente să nu mai fie limitat, cât și la investigații pentru a diagnostica la timp forme de cancer sau alte boli cronice. Da, suntem în plină campanie de vaccinare și sperăm cu toții că se vede luminița de la capătul tunelului. Sunteți optimist, domnule Damian, că pandemia se apropie de final? Campania de vaccinare se desfășoară, atenție, se desfășoară în continuare în spitale și în felul acesta probabil că din nou pacienții care nu au COVID vor avea probleme în a accesa serviciile medicale. Alternativ, deja această campanie ar trebui la un moment dat să treacă și în afara spitalelor, să ajungă, nu știu, în mall-uri, în benzinării. Noi ne-am pus la dispoziție centru de studii clinice din Cluj pentru vaccinarea oamenilor COVID, în așa fel încât încet, încet spitalele să se degreveze și pacienții non-COVID să aibă loc în spitale. Eu sunt extrem de optimist pentru această campanie de vaccinare. Eu cred că este, chiar dacă ar fi fost după mine, aș fi dorit să fim prima țară din Uniunea Europeană ca și rezultate la vaccinare. Poate că vom fi la un moment dat, pentru că încet, încet atingem ținta de 20.000. Deci este șansa, luați-o ca pe o declarație unui om de afaceri, șansa ca noi să pornim economia, pentru că economia este blocată. Lăsăm pentru o secundă la o parte pacienții care nu au COVID, dar toată economia este blocată. Deci zona din care vin bani pentru spitale și pentru pacienți este blocată. Deci sunt optimist pentru campania de vaccinare. Cred că se pot face lucruri repede și să se scoată din spitale vaccinare, să se facă în locurile unde există un flux mare de oameni. Ați văzut, de fapt, în alte țări deja ești vaccinat pe drive-in. Da. Dar asta nu înseamnă că anul 2021 va fi mai ușor, cel puțin în prima lui jumătate sau în primele 9 luni față de anul 2020, din punct de vedere al accesului la
servicii medicale și la tratamente a pacienților non-COVID. Dar ne apropiem de final, o concluzie și de la domnul Cezar Irimia pentru anul în care tocmai am intrat și care sperăm că va aduce vești mai bune pentru bolnavii de cancer. Așa este și eu îmi doresc acest lucru. Campania de vaccinare, așa cum a spus și domnul Damian, o văd o campanie de succes, dar trebuie mai mult mediatizată și lămuriți cetățenii să se vaccineze, că noi pacienții cu siguranță ne vom vaccina. 95% dintre noi au răspuns că doresc să se vaccineze. Iar pentru celelalte boli cronice, dacă nu se iau măsuri imediate, cu siguranță și anul acesta vom cuantifica toate bâlbele acestea în vieți pierdute. Sperăm ca decidenții noștri să se trezească odată și să sublinieze... Vă mulțumesc! Vă mulțumesc amândurora pentru discuție, directorul executiv al Patronatului Producătorilor de Medicamente, Dragoș Damian, și Cezar Irimia, președintele Asociației Bolnavilor de Cancer. Am vorbit despre patologiile non-COVID, care sunt și ele în continuare, în ciuda pandemiei. Revenim cu alte subiecte la miezul zilei, când vă aștept la știri. Pe curând!